Bună dimineața, sunt Cristina Țopescu, suntem la RFI și am o invitată. M-am gândit eu să fiu o sportivă și nu orice fel de sportivă, să fiu o tenismenă. A fost numărul 15 la un moment dat în WTA și nu cred că WTA, pardon, și nu cred că e ușor să fii numărul 15 în lumea asta. A fost o tenismenă extrem de bună, spune ea că nu foarte puternică, avea alte calități, pentru că vreau să vorbim, sigur, nu putem să nu vorbim despre Victoria Simonei, iar invitata mea, Ruxandra Dragomir. Bună, Ruxi, și mulțumesc că ai venit. Bună dimineața, Cristina, mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna o plăcere să fiu la tine în studio. Da, și mie mi-e drag, mi-e mult mai drag să fac interviuri cu sportivi sau fost sportivi decât cu politicieni, pentru că lumea sportului, o să vorbim despre asta, nici lumea sportului nu mai e cum a fost, e și ea din ce în ce mai dură, dar parcă nu e la fel de murdară ca lumea politicii, amândouă știm asta că am trecut pe acolo, puțin așa, în trecere, deci am fost. Simona, visul Simonei s-a împlinit. Tu o cunoști pe Simona de când? De foarte mult timp, era foarte mică, cred că avea 12-13 ani, era un copil care visa foarte mult, exact cum spune și ea. Uh-huh. Întotdeauna este important să nu renunți la visul tău, pentru că la un moment dat acest vis poate deveni realitate și iată că pentru ea a devenit o realitate frumoasă, a câștigat un turneu absolut superb, este numărul 1 în lume și toată România este mândră de Simona. Cum ți s-a părut finala sau când cum toată lumea spune că de fapt meciul cel mai greu și unde tot ți-am tremurat a fost cu Muguruza. Nu știu, cum ți s-a părut că tu chiar poți să ai o părere avizată? Muguruza părea o jucătoare mult mai periculoasă pentru Simona, o jucătoare care deja câștigase Grand Slam-uri, o jucătoare obișnuită cu suprafața de zgură, o suprafață foarte puternică, înaltă, și s-a vorbit foarte mult de acest meci, dar Simona a fost mult mai bună, a reușit să o învingă pe Muguruza și până la câștigarea trofeului a fost un pas foarte mic, da? Dacă stai să te gândești că este un singur meci, dar un pas foarte mare în a reuși să-și îndeplinească visul și să confirme că într-adevăr este numărul 1, pentru că știm foarte bine, mulți spuneau, chiar contestau performanțele anterioare ale Simonei, spuneau, doamne, dar n-ai câștigat un Grand Slam, cum e posibil să fii numărul 1? Bine, dar mai avea timp totuși. Avea că era timp, numărul 1. Avea timp, avea foarte mult timp. E încă tânără, avea timp la dispoziție, dar trăia cu această presiune că n-a câștigat un Grand Slam și parcă nu merită acest numărul 1. Ți se pare just să... Nu, sincer, mie nu mi se pare just, pentru că e foarte greu să ajungi numărul 1 în lume fără să câștigi un Grand Slam. Și spun imediat de ce. Pentru că trebuie să fii foarte constant. Trebuie să câștigi alte turnee, să fii tot timpul în finală sau cel puțin în semifinală și să ai un parcurs foarte... Să nu pierzi meciuri, practic. Mm-hmm. Și să te menții acolo. Constant, să fii constant. Constant, exact. Alte jucătoare poate câștigau un Grand Slam și ulterior vedeai că pierd în primul tur. La ea nu se întâmpla așa ceva. Dovadă Ostapenko. Ostapenko anul trecut a câștigat împotriva Simonei când nimeni nu se aștepta. Adică Doamne, a murit nimeni, la meciul ăla. Bine, și la asta a murit, dar la asta a murit de fericire. Și iată că anul acesta a pierdut în primul tur. Deci o jucătoare inconstantă, dar a reușit să câștige un Grand Slam. Aceasta a fost... Și atunci de ce ar fi mai mare meritul ei? Nu că ai câștigat un Grand Slam, dar după aia pierzi în primul tur în alte competiții. Deci, din partea mea, Simona a avut toată încrederea și toată admirația încă de la începutul anului 2014, când la Roland Garros a reușit să joace unul dintre cele mai frumoase meciuri împotriva Mariei Șarapova la tot la Roland Garros, că rămânem acum ancorați puțin în acest turneu. Fabulos, de altfel. Deci, eu încă dinainte de acest turneu am spus că Simona poate deveni numărul 1. Deci, înainte să joace finala. Deci am avut o încredere foarte mare că ea poate să facă acest pas.
Sigur, multă lume a spus, spui și tu că ajunge numărul, nu-i chiar dar așa. Dar ce te făcea să crezi, ai atâta încredere? Determinarea în ei și nimic altceva. Dar mă gândesc, apropo de visat și asta, cred că sunt multe puștoaice, vorbim de tenisul feminin acum, nu? Care visează să ajungă campione și care poate au și calități fizice, dar nu cred că ajunge. Da, nu da, toate ajung, acesta... nu e greu să ajungi numărul 1 și chiar și numărul 15, cum ai fost tu, e foarte sus. Da, visul acesta trebuie completat cu multă ambiție și cu multă dăruire. Nu doar o săptămână, nu doar o lună sau un an, și doi asta sau crezi trei. Că are Simona? Da, asta are ea. Deci are ceva special, are o sclipire de geniu, dacă vrei. Pentru că eu am mai făcut odată această afirmație în ceea ce o privește pe Sorana Cârstea. Când Sorana era foarte mică și ajunsese la un moment dat în prima sută, sau poate nici nu era în prima sută de jucătoare din lume, eu am spus că Sorana are un pachet complet și are un potențial uriaș în a ajunge numărul 1. Deci eu și acum am încredere că Sorana poate... Câți ani are Sorana? La fel ca deci Simona. Și crezi că mai are timp, nu? Are timp, sigur că are timp, dar depinde de ea. Depinde câtă ambiție are și cât de mult își dorește sau cât de frumos visează. Că știi cum ești cu visul ăsta? Poți să visezi odată și să mai visezi peste un an. Așa, nu, da. Dacă visezi și dacă te gândești și dacă ești determinat să faci sacrificii, pentru că tenisul este frumos când te uiți la televizor și te uiți pe arena centrală de la Roland Garros sau de la Wimbledon sau US Open sau Australian Open. E foarte frumos, dar nimeni nu știe. Se vede că efortul fizic și numai fizic e foarte mare și în meciul ăsta mă uitam și aveam senzația că la un moment dat Simona trage de ea, adică aici apărea ambiția ei, asta câinoșenia, da, în sensul bun al cuvântului, și trebuie să fii câine, cum se spune pe teren, adică în sensul de rezistență și de tenacitate, să nu te lași, dar efortul fizic e deja, nu știu, după părerea mea, e vizibil, adică chiar și ca spectator, e evident că se joacă în forță și meciul ăsta, deci a jucat cu o jucătoare, tu știi mai bine, cu lovituri foarte puternice, nu? Foarte puternice, este o jucătoare obișnuită cu suprafețele rapide, foarte dinamică, cu un serviciu foarte bun, lovituri de pe fundul terenului foarte agresive și foarte puternice. Foarte puternice. Și s-a și văzut asta. Cum a început primul set. Adică... Da. Deci primul set, crede-mă, deci eu am zis, eu nu mă mai uit. Pentru că știi că toți ăștia care ne mai uităm, că am auzit și pe alții, avem senzația că dacă ne uităm, purtăm ghinion și când vedem că lucrurile merg spre rău, facem ceva și plecăm din fața televizorului. Deci eu m-am dus pe la bucătărie, am început să-mi fac, auzeam așa, știi, ascultam televizorul ca pe un radio, că nu mă lăsa inima să nu mai aud deloc. Și în sfârșit deci până la a doua jumătate a setului 2, eu n-am putut să mă uit, că am zis, uite, dacă m-am îndepărtat și nu mă mai uit, parcă își revine Simona. Dar primul set m-am speriat. Da, deci primul set l a luat destul de categoric, l a luat americanca. Așa este. Și să nu uităm că a condus cu break, a avut set și 2-0, deci totul părea pierdut. Și iată că, asta spuneam, ambiția, determinarea și modul în care poate lupta până la ultima minge. Deci poate lupta până la ultima minge. E adevărat că de multe ori s-a scris despre ea că renunță prea ușor, dar nimeni nu știe trăirea interioară pe care o simte un jucător de tenis. Da, ea a progresat mult la capitolul mental. Eu am făcut un interviu cu ea exact acum vreo 6 luni, am făcut un interviu pentru Canal 33, o televiziune online. Și îmi spunea că e conștientă că trebuie să lucreze la mental, că face progrese din ce în ce mai mari, dar că mai are încă de lucru la capitolul ăsta și că mentalul este, și asta spunea și Virginia Ruzi, și după aia este mai important decât fizicul, că oricum se pornește de la premisa că toți care ajung la un asemenea nivel au calități fizice, nu? Clar. Așa este. Da? Și până la urmă mentalul face diferența. Am spus și eu lucrul acesta de multe ori. Toate jucătoarele și toți jucătorii care joacă în circuitul ATP și WTA sunt foarte bine antrenați fizic, pentru că altfel nu ai cum să ajungi la un asemenea nivel. Și au calități, nu? Au talent, și vorbim au de jucătorii numai din prima sută, vorbim de toți jucătorii care joacă acolo, chiar și de cei care sunt în calificări. Lăsând la o parte că este visul oricărui sportiv, oricărui jucător de tenis să ajungă la turnele de Grand Slam, ce putem spune atunci când ajungi în faze finale și reușești totuși să câștigi acele turnee minunate? Adică este incredibil. Și ceea ce a reușit Simona, asta s-a văzut foarte clar,
emoția, emoția pe care ea nu a mai arătat-o. Deci dacă ai văzut sau în finală, reușit sau să-și o controleze extrem de bine. Să și o controleze și nu-ți mai dădeai seama cât e scorul. În setul 3, dacă nu te uitai la scor, n-ai mai văzut o Simona nervoasă, care să arunce cu racheta, ceea ce ea făcea, ca orice jucător care își arată frustrarea și neputința la un moment dat, când e foarte obosit. E omenesc uneori. Da, și acolo ea a progresat foarte mult și felicitări ei și celui sau celui cu care a lucrat pe partea mentală, inclusiv antrenorul, înțeleg că... Inclusiv antrenorul, Darren Cahill este un profesionist. Da, e un tip special. Este. Și este care a avut o influență și a făcut echipă foarte bună cu Simona. Așa este. Chiar contează mult antrenorul, nu, Ruxi? Contează foarte mult, contează chimia aceasta dintre jucător și antrenor. Pentru că antrenorul... El pare un tip foarte calm și cred că a reușit să o echilibreze mental pe Simona. Așa este. Să o așeze, și are foarte mare încredere în el. Trebuie totuși să spunem, să menționăm și faptul că Simona în ultima perioadă și-a schimbat foarte mulți antrenori. Și întotdeauna ne-a dovedit că este o jucătoare puternică, suficient de puternică cât să rămână acolo la un nivel foarte bun. Pentru că de multe ori atunci când îți schimbi antrenorul, ai și o perioadă de stagnare, dacă vrei. Întotdeauna se întâmplă asta, pentru că ești obișnuit cu cineva și nu contează bine, rău, e acolo cineva tot timpul cu tine. Dar ea a schimbat antrenorii și a avut tot timpul puterea să treacă peste anumite momente sensibile din cariera ei, dar iată că acum a prins antrenorul cel mai bun și... Și a crescut a creat mult, un adevărat avantaj din lucrul acesta. Da, da. A crescut foarte mult. Ei, acum întotdeauna am zis că nu numai în sport, în orice domeniu e mai greu să te menții decât să ajungi în vârf. De acum încolo, probabil că provocarea va fi să se mențină, de ce nu să câștige și alte Grand Slam-uri, și a și spus asta. Și nu cred, nu o văd pe Simona ca așa culcându-se pe o ureche, genul care să se culce pe ureche și acum să o lase mai moale. Suntem la RFI, vreau să le reamintesc ascultătorilor, suntem la RFI împreună cu Ruxandra Dragomir, fostă mare tenismenă a noastră, cu care vorbesc despre Simona Halep, dar și despre lumea tenisului, lumea sportului, lumea sportului când se amestecă cumva cu lumea politicului, pentru că au existat și mici incidente pe care nu vreau să le comentăm îndelung, doar să trecem peste ele, așa, să le bifăm. Pe de o parte, incidentul de la arenele naționale, da? Când apariția primarului general Gabriela Firea a nemulțumit publicul. Să vorbim pe tema asta, sunt curioasă ce părere ai. Eu sunt așa, am o părere nuanțată, adică nu o pun pe zid la Gabriela Firea, pentru că îmi dau seama că intențiile ei au fost bune, dar sigur că n-a fost cel mai inspirat gest, dar e mai importantă părerea ta. După care porcăria, care deja e porcărie, care a apărut pe paginile de socializare ale unor filiale PSD și culminând că asta ne mai lipsea și cu caricatura din Charlie Hebdo, sigur că la genul de revistă eu mă așteptam, adică nu mă așteptam până și de Simona, dar dacă s-au luat ei de Mohamed și de credința unor oameni, există niște lucruri tabu totuși și orice satiră are niște limite. Deci nu mă miră, dar parcă, nu știu, totuși mi se pare așa de un cinism, e o victorie care a fost aplaudată de francezi acolo, de francezi știu că o iubesc pe Simona. Simona tot timpul a zis că se simte foarte bine acolo la Roland Garros și că iubește Parisul. Dar în sfârșit, ia spune-mi tu care e părerea ta despre incidentele astea, ți-o luăm pe rând așa și pe scurt. Da, păcat că s-a creat acest val negativ, să-i spunem, care cumva a umbrit succesul Simonei. Deci în loc să se bucure toată lumea de victoria aceasta minunată, fabuloasă chiar de la Roland Garros, a trebuit să se întâmple în primul rând incidentul de la Arena Națională. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat așa și... Ai simțit-o stânjenită pe... Tu o cunoști mai bine, ai văzut reacția. Am simțit-o, dar s-a și văzut că nu înțelegea ce se întâmplă. Sunt convinsă că era absolut sigură că nu ei se adresau
acele huiduieli, însă nu e chiar plăcut când ești pe o scenă în fața 20.000 de oameni sau câți au fost acolo să auzi asemenea lucruri. Cred că te simți prost chiar și pentru cel care ți imonează un premiu sau o recunoștință. Mie mi se pare absolut firesc ca primarul sau oficialitățile din România să-ți acorde un premiu. Numai că poate locul nu era sau potrivit. Momentul, da. Momentul, locul nu era potrivit. Da. Adică era o arenă de sport. Lumea venise acolo nebunită să o vadă pe Simona și nu mai avea răbdare. Bine, părea pus la punct cumva, nu? Lucrurile astea se fac din suflet, din inimă. Vine sportivul cu trofeul, îl așteaptă oamenii la aeroport, se creează o emulație de simpatie, de aplauze, de... Bine, știi că în alte țări e adevărat, se obișnuiește ca un sportiv odată întors în țara lui să-i se înmâneze tot felul de absolut, de dar eu vorbesc premii, de momentul, sau cum se numesc astea din partea autorităților. Așa este. Nu mi se pare absolut nimic anormal să primești cheia orașului. Ar trebui să primească poate și cheia orașului Constanței sau cheia României, cheia dacă vrei. Exact, țării, adică nu, deși eu nu pun prea mult preț pe premii, dar e normal să ne onorăm campionii și personalitățile. Dar conjunctura nu a fost favorabilă. Nu pentru Simona, pentru că pe ea n-a afectat-o lucrul acesta. Dimpotrivă, oamenii poate o iubesc mai mult, poate ea a simțit și mai mult căldura oamenilor venind către ea și mai puțin către primarul Bucureștiului. Din păcate, pentru primarul Bucureștiului a fost un moment ales foarte prost. Asta este. Deci nu intenția, nu suspectez de intenția nu. de a fi vrut să-și asocieze imaginea, că despre asta e vorba. Deci există această suspiciune că ar fi vrut să-și asocieze imaginea, să împartă cumva, să ia puțin din gloria Simonei. Da, s-a tot vorbit că s-a cățărat pe gloria Simonei, că s-a cocoțat. Bine, noi jurnaliștii și nu numai, suntem foarte răi și în general punem așa verdicte și punem la zid oameni. Există o tendință a politicienilor și poate că și Gabi Firea a căzut în păcatul ăsta mai mult sau mai puțin de a se asocia cu anumite personalități și de a profita de anumite momente inclusiv din punct de vedere politic. E un fel de deja de deformație profesională la ei, știi? Pe de altă parte, eu cunosc pe Gabi Firea de mult, că am fost colege și știu că e și genul care pune mult suflet în ce face, din cauza asta face și greșeli uneori, sigur că da, dar pune mult suflet și parcă n-aș suspecta-o că a fost așa, pur și simplu nu a realizat că nu e cel mai inspirat moment și loc și că e mai bine ca ea să nu apară și să îi mâneze cheia sau ce o mai mâna după câteva zile în alt context. Așa este, ai dreptate. Adică, eu nu o cunosc absolut deloc, deci n-aș putea să-mi nu, eu nu pot suspecta de un calcul chiar pentru că știu că totuși e un om care are și calități umane dincolo de greșeli. Sunt convinsă că așa este, însă momentul era mult prea fierbinte, era mult prea, așa dorința e, publicului așa era așa mult e. prea mare să o vadă pe Simona. În schimb, ce au făcut, deci greșeala lui Gabi Firea poate fi neintenționată, poate fi o greșeală, pur și simplu nu un calcul politic meschin. Ce s-a întâmplat însă după aceea? Nu mai are nicio scuză, adică cine creierul ăla, dacă bine, cu câți neuroni s-a întâmplat ulterior a fost absolut oribil, dacă mă întreb pe mine, mai oribil decât caricatura aceea grotească și ea, dacă exact, vrei. Exact, că de la aia n-avem pretenții. Aia nici măcar nu e caricatura, adică scuză-mă, te rog, e o mâzgăleală care nu se identifică cu nimeni și cu nimic, pentru că nu seamănă absolut deloc. E o cioară, Roxy, e o cioară, adică nu, vezi, nu, Doamne, noi toți suntem țigani și chiar dacă am fiecare problemă, nu seamănă așa, cu o ființă umană. Și țiganul e cioară? Și cam așa ceva. Și... Da, și eu am scris pe pagina mea de socializare și am pus acolo câteva caricaturi și am zis, uite, asta este o caricatură, nu mâzgăleala aia oribilă care nu se identifică cu absolut nimic. Deci aia hai să o lăsăm la o parte, dar ce s-a întâmplat ulterior cu paginile de socializare ale PSD-ului, aia a fost absolut aiurea. Așa, halucinant. Am văzut că nimeni... Halucinant, adică nu știu ce minte bolnavă și puțină, puțintică așa, a putut să imagineze așa ceva. Pentru că chiar dacă îi se adresează electoratului lor și n-aveau pretenția să-i creadă electoratul de dreapta, care oricum e în sfârșit radicalizat și e mișcarea Rezist și așa mai departe, care sunt anti-PSD de până în plăsele, cum își puteau imagina
că orice român ar putea să creadă că a fost huiduită Simona, adică de ce să fi fost huiduită, nici măcar n-a pierdut, că se mai întâmplă noi să nu fim recunoscători marilor campioni și să, nu știu, la fotbal mai ales să-i înjurăm, știi, chiar dacă suntem suporteri echipei, să-i înjurăm când ratează, știu asta, dar aici, adică cum să imaginezi, ce minte poate să imagineze așa ceva și să-și treacă la fapte, știi? Cum a fost, demis sau s-a întâmplat ceva, însă nu am văzut un comunicat de presă în care să se specifice că acel om a fost demis, acel om de presă care ar trebui să fie. Da, au spus niște PSD-iști invitați pe la emisiuni. Dar și, nu așa. Așa și nu, plus că eu aștept, din punctul meu de vedere, aștept și cred că și tu și toți așteptăm scuze din partea partidului. Asta. Deci nu am văzut un comunicat oficial în care să... Exact, să-și ceară scuze și să spună. E mare exact lucru să știi acolo. Să-și ceri scuze și să-și ceri iertare, Roxy, exact, nu? Mare, este, da? Mare, da. Lucru. Chiar și pot, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Evident, și de acolo chiar și în politică. Face. Dar știi, ei au senzația următoare, că știu că asta și în televiziune ni se spunea uneori, dacă greșeai ceva, de exemplu, știu, stârceai un cuvânt sau spuneai o prostie, tot timpul eram sfătuiți nu te mai corecta, că mai rău atrage atenția. Eu niciodată n-am făcut chestia asta. Am preferat să revin și să spun, știți, mai devreme am spus așa, nu e așa, sau rectific, sau și găseam o formulă. Pentru că ideea e că mai rău atrage atenția și că poate că lumea n-a observat. Nu. Dacă unul a observat, decât să creadă că nu știu sau că sunt proastă, mai bine să atragă atenția și toată lumea să vadă că sunt și eu om și greșesc, dar îmi dau seama că am greșit. În politică gândesc la fel. Tu ai fost în politică un timp. N-ai auzit niciodată teoria asta acum că, domne, nu e bine în fața electoratului să recunoști că ai greșit, pentru că pari slab, pari vulnerabil, te vulnerabilizezi, trebuie să fii așa stâncă. Eu am fost, chiar dacă am făcut parte dintr-un partid, din PMP, am fost destul de independentă. Deci nu m-am dus la emisiuni cu programul partidului sau cu ce trebuie să spun eu acolo. Da, am încercat cu punctajul exact, primeam un punctaj și uneori mi se părea de-a dreptul stupid. Adică de ce să intru eu și să lovesc într-o persoană pe care nici măcar nu o cunosc. Da, adică încercam întotdeauna cumva să evit un conflict. N-aveai stofă, îmi pare rău atunci. Probabil că nu aveam, tocmai de aceea am zis că nu e potrivit pentru mine. Eu am crezut, uite, ca și Ilie Năstase, să-l dau exemplu. Și acum o să vorbesc foarte frumos despre el, cu toate că niciodată nu am vorbit ură, dar mă rog, a intervenit conflictul acesta între noi și el a avut întotdeauna impresia că eu am ceva cu el. Nu, dimpotrivă, adică pentru ceea ce a făcut pentru sportul românesc, pentru trofeele pe care le-a adus pentru România, pentru sportivul Ilie Năstase, extraordinar, nimic de spus. Dar și el a încercat să facă pasul acesta în politică cu gânduri bune. Da? El a candidat cu gânduri bune, a crezut că dacă va deveni senator va putea schimba legi, legea sportului, de exemplu, sau legi pentru sportul românesc. Și acum se exprimă total greșit, dacă mă întreb pe mine, că spune, domnule, politicul trebuie să se implice în sport. Nu, nu e așa, că politicul nu are ce să caute în sport. Pentru că oamenii înțeleg greșit, trebuie să se implice un anume politician și să dirigeze el sportul. Ori un anumit politician nu are ce să caute în sport. Trebuie să făcute legi pentru ca sportul românesc să funcționeze și bugetele să fie bine împărțite, conform sportului. Eu cred că sportivi, mari sportivi și în general oamenii care sunt vârfuri în niște domenii, mai curând ar trebui să facă lobby și să influențeze oamenii politici și să facă un lobby constant și consistent și persistent, pentru că chestia asta cu intratul în politică e și chestiune de vocație. Nu știu, tu ce ai simțit? Eu am simțit, de exemplu, prin scurta mea experiență, că nu am vocație de om politic, că nu pot, de exemplu, să spun vreodată ce nu gândesc. Exact. Clar. Deși dacă nu poți, atunci lasă-te de chestia asta. Ilie, după părerea mea, nu are vocație de om politic. Tatăl meu, care a fost la un moment dat în PNL și a fost în Comisia de Cultură, nu avea stofă de om politic. Oamenii ăștia și Ilie și tatăl meu și alții sunt
niște, în sfârșit, tatăl meu a fost, pentru mine este în continuare. Și pentru niște, mine, să știi. Niște visători, niște visători. Nu prea poți în politică, Ruxi, cu vise și cu dacă... Trebuie să dacă nu ai dintr-un început o doză mare de cinism, trebuie să o asimilezi cât mai repede ca să te descurci și să faci față și să poți face și lucruri bune. Dar nu se poate în politică, exact cum ai spus tu, cu vise, pentru că nu e visul tău. Deci tu ai un vis, vrei să faci niște lucruri bune și la un moment dat vezi că nu se poate. Nu se poate numai cu vise. De ce numai nu se cu poate, vise, știi? Nu, da. E, pe când uite la sport, visul tău, dacă muncești în direcția pe care ți-ai ales-o, poate deveni realitate, cum a devenit la Simona, că din nou revenim la ea, inevitabil. Da. Da? Suntem la RFI, sunt cu Ruxandra Dragomir, fostă mare campionă de tenis. Am vorbit despre Simona, cred că vă pare rău dacă ați deschis mai târziu radio-ul, dar ne puteți vedea pe site-ul și pe pagina de Facebook a RFI-ului și vedea și asculta. Am vorbit despre Simona, acum am alunecat așa ușor din lumea sportului, în lumea politicului și vorbim despre felul în care ele uneori se amestecă, pentru că se amestecă inevitabil, uneori constructiv, alteori dimpotrivă. Tu la un moment dat, eu am admirat foarte mult chestia asta la tine, pentru că dincolo de persoana controversată care a fost și rămâne Elena Udrea, eu cred foarte mult, cred că ți-am spus și când am făcut interviu atunci, cred foarte mult în prietenie. Încă mai visez la chestii de-astea cu prietenia, cu solidaritatea, să fii alături de prietenul tău, chiar dacă a greșit și oricât de controversat ar fi. Pentru că tu ai fost alături de ea și ai fost clar într-o... ți-ai asumat niște riscuri. Acum te-ai retras. Odată cu plecarea ei, te-ai retras și din partid. Cu ce gust ai rămas după experiența asta ta prin politică, inclusiv după prietenia? Nu te întreb chestii personale, mă refer așa la felul în care a perceput lumea, știi, prietenia ta cu un personaj atât de controversat, cu o femeie frumoasă, dar cu multe bube în cap, cum se spune pe românește. Da, eu nu am plecat din partid după plecarea Elenei sau după ceea ce i s-a întâmplat ei, ci pur și simplu am plecat imediat după alegeri, alegerile din 2014, când ea nu a reușit să câștige președinția României. Asta era proiectul, dar eu am fost acolo lângă ea și am încercat să ajut atâta cât am putut. Tu ai crezut în ea, în sensul ăsta? Eu am crezut, deci asta spun, adică eu am crezut că lucrurile ar putea fi de partea ei. Și că ea ar putea conduce bine România? Da, eu am crezut lucrul acesta. Ce calități crezi că o recomandau? Eu cred că are foarte multă ambiție și determinare și cred că își dorea foarte mult să creeze o Românie modernă. Asta a fost opinia mea, astea au fost toate discuțiile pe care le-am avut și cam atât. Deci eu am stat acolo, am fost lângă ea, am fost în partid și am sprijinit-o în demersul acesta. Și n-ai dat crezare toate acuzațiilor care i s-au adus, înțeleg? Nu. Nu, și acum sunt sceptică cu acest dosar Galabute. Deci îți spun sincer, sunt foarte sceptică. Acum depinde la ce anume te uiți, da? Și la ce programe TV te uiți, pe cine asculți și așa mai departe. Nu, asta cu programele TV o excludem, pentru că e clar că dacă te uiți la o televiziune, vezi o realitate și la altă televiziune vezi altă realitate. Da. Care sunt efectiv paralele, deci până la urmă trebuie să îți faci singur o opinie, uitându-te eventual și la televiziuni, dar având și alte surse de informații. Eu am avut opinia mea, neuronii tăi. Părerea mea personală. Am considerat că orice om, înainte de o sentință finală, trebuie să beneficieze de această prezumție de nevinovăție, iar faptul că poți să încătușezi pe cineva înainte și să-i distrugi imaginea, încă înainte de decizia finală, pentru mine lucrul acesta, eu am văzut ca un lucru imoral. Așa am văzut eu toată desfășurarea acestui caz. Și sigur, pentru că întotdeauna am fost un om foarte sincer și nu aveam absolut nimic de ascuns, nu puteam să plec de lângă ea când era într-o situație grea și când toată lumea plecase, deci nu mai găseai pe nimeni.
Și când era pusă la stâlpul infamiei, fie că era vinovată sau adică, nu, prieten asta înseamnă. Deci eu am fost acolo zi de zi lângă ea, am încercat să o încurajez pe tot parcursul acestui proces. Ulterior ea a ales să plece în Costa Rica și dacă a considerat că așa e mai bine pentru ea, foarte bine, eu nu pot să judec acum nici dacă e mai bine, nici dacă e mai rău. Pentru că se întâmplă atât de multe lucruri care pe mine, sincer, mă depășesc. Asta cu statul paralel, cu cine conduce, cu cine nu conduce. Adică eu am crezut că dacă avem un președinte cu cel președintele, dacă sunt niște partide, se respectă și partidele acestea între ele, la fel ca și susținătorii lor, adică nu trebuie să ne luăm la bătaie. În politică așa de undeva. Da, bine, bun, înseamnă că din e politica sportului, care se face în România. Da, mă gândesc că totuși, adică în altă parte se fac și în alte părți politică, dar nu cred că te înjură cineva pe stradă dacă susții pe unul sau susții pe altul, mă gândesc, nu știu. Eu am trăit și foarte mult timp în Statele Unite ale Americii și mi s-a întâmplat să văd în America cum oamenii își lipeau stickere pe mașină, da? Și spuneau susțin Obama sau da, susțin Bill Clinton sau... Și dar nu se băteau pe chestia asta că erau democrați sau republică. Doamne iartă-mă, nu se întâmplă absolut nimic și eu am plecat de acolo cu o idee democrată și foarte bine pusă la punct undeva în mintea mea credulă și am zis că poate și aici e la fel. Păi, aici de... România, da, bine, e România. Democrația americană e atunci, mult mai bătrână. Atunci trebuie să revenim și noi cumva cu picioarele pe pământ și să nu ne mai mire că se întâmplă tot felul de lucruri. Din păcate, parcă merge spre mai rău, știi? Exact, în loc adică să evoluăm. Să nu ne mire că oamenii au huiduit primarul Bucureștiului. Când eu pot să-ți dau un exemplu, și mi-e și jenă să spun lucrul acesta, cu toate că e foarte adevărat. Poate cine mă aude spune, băi, asta e nebună, e minte, nu e adevărat. Am fost în Suedia și când eram președintele Federației Române de Tenis și la Cupa Davis a făcut deschiderea primarul acelui oraș, care întâmplător era o femeie. Mă crezi că femeia aceea venea cu bicicleta? Mergea cu bicicleta? Bine, au altă cultură, păi, nordici, okay, țările nordice. Înțelegi? Adică, da, și totuși, adică, văd și eu alte lucruri care se întâmplă în lume și până nu am de crezut mult, că o să-mi spui că a fost huiduită și ea, ceea ce m-ar fi mirat. Deci mergea cu bicicleta, deci pe cuvânt. Da, deci cred, echipele cred. Aveau mașină oficială, inclusiv eu mergeam cu mașina oficială și ea venea cu bicicleta și eu am întrebat o zi, dar mergeți cu bicicleta? Zice, da, zice, fac mișcare și mă simt foarte bine. Da, au mai fost oameni, mai sunt oameni politici așa foarte nonconformiști și foarte normal și natural și, bine, e mai greu să mergi cu bicicleta în București, că să știi că și eu aș merge, pentru faptul că stau în afara Bucureștiului și e mai greu, dar e un real pericol, pentru că riști să fii lovit de șoferi și plus că e un așa trafic este, infernal, dar, adică... Asta tot pentru dar, că oamenii politici... Dar care... spune mult despre ei asta ceva, sigur. Da, lucrurile acestea le puteam face și noi, dacă am avea poate o altă cultură, pentru că cu toții venim și vorbim la televizor sau la radio sau noi între noi că uite domne, ăia de ce au și de noi de ce nu avem și că am putea și noi să avem, dar de ce nu avem? Pentru că la fel, eu mi-am început cariera, dacă vrei, internațională în Olanda și când am fost acolo prima dată în 1900... Acolo plin de biciclete. Da, în 1991, 92, deci aveam 20 de ani. Acolo se mergea cu bicicleta și da, lângă trotuar era o linie pentru biciclete, ca să nu spun, și cu sens de dus și de întors și cu semafor. Și foarte respectați bicicliștii și ei la rândul lor respectă pietonii. Deci aveau semafor și mie nu venea să cred, am parcă intrasem într-o altă lume și totuși au trecut de atunci 25 de ani și noi avem 3 piste de bicicletă și dacă mergi cu bicicleta te înjură toată lumea, exact cum ai spus, e frică. Adică și știi, tot timpul vii cu ideea că, bă, poate pot și eu să schimb ceva. Vin aici și le spun oamenilor olora, hai să facem. Știi că asta am crezut și eu când am intrat în PSD. Eu am crezut că pe protecție socială, pentru că eu întotdeauna m-am orientat spre categoriile defavorizate, începând de la copii, bătrâni, până la animale, de astea fără stăpân, dar începând cu oamenii, sigur aș fi făcut proiecte în primul rând, că există totuși niște priorități și visam că o să fac proiecte și asta până când mi-am dat seama că oamenii sunt interesați acolo de cu totul alte lucruri, că trebuie să știi, să te duci, să faci frumos pe la liderii de filiale, apropo de ce s-a întâmplat acum, să ne
negociezi, când intri într-un partid, să nu intri fără să-ți negociezi o poziție, ceea ce mie nici nu mi-a trecut prin cap. Adică eu am intrat că era Victor Ponta, la început aveam încredere în el, că e tânăr, că vine cu un suflu nou și că mă va lăsa să fac niște proiecte sociale. Deci ce să zic, Roxy? Nu, da. Deci oamenii de genul ăsta, hai să vorbim de tine, nu de mine acum, că nu, da, vorbim, n-am avut o experiență similară. Exemplele sunt foarte deci bune. Deci visăm la cai verzi pe pereți, știi? Bun, dar nu, eu nu mai visez în zona aia, eu nu mai am ce să visez, pentru că așa cum ți-am spus și revin, știi, când locuiești foarte mult timp în Statele Unite, jumătate de an locuiam acolo, jumătate de an locuiam aici, am venit, am candidat pentru Federația Română de Tenis, au fost și atunci tot felul de scandaluri. Da? Știu, în fine, știu, am câștigat președinția, am încercat să fac lucruri bune. Ai deranjat multă lume atunci. Dar fără voia mea, adică fără voia mea. La un moment dat am citit și că erau supărați că te dai salarii prea mari unor oameni care munceau da, de dimineața până seara. Firesc, adică deci cumva tu ești lucruri de stânga. Dacă da. Și nu mi s-a părut nimic anormal ca ulterior să intru într-un partid politic nou, da? Creat de către președintele Băsescu. Și am zis, dom'le, dar ăsta e un partid nou, că acum mai vin și alții de la alte partide, probabil că așa o fi, na, că eu mă gândeam că dacă e nou, dom'le, trebuie să fie nou, adică să vină numai oameni ca mine și ca alții care n-au mai făcut politică și noi să facem noi ceva. Evident că n-ar fi funcționat, că n-am fi știut poate cum, dar măcar ar fi fost un partid de oameni sinceri. Ori ulterior eu nu m-am gândit niciodată că poate mă va înjura cineva că fac o poză cu Elena Udrea sau o ajut pe ea în campanie. Bun, dacă eu am crezut, ce să fac? Întotdeauna, în primul rând, că te înjură suporterii celorlalte partide. Bun, suporterii, da, zic mine... și eu ca în sport, votanții, da, să zic, electoratul te înjură aia. Mai grav este că oamenii se șuntează în interiorul partidelor, în primul rând. Deci, dincolo de lupta păi politică... Cred că de acolo încep toate lucrurile negative, știi? Adică... Și o luptă pentru putere și o înfruntare de asta de orgolii și de vanități în detrimentul nu numai al partidului, dar până la urmă al interesului public, dar numai nu dau ei doi bani pe interesul public. Nu vreau să generalizez. Sunt și oameni care, ca și tine, absolut, au intrat de bună credință și care au intrat și cred și acum că pot face ceva. Mă tem însă că sunt mult mai puțini decât ceilalți și că sunt înghițiți de ceilalți sau rejectați. Oamenii care sunt curați, care nu sunt șantajabili, care nu se bagă în tot felul de mizerii, sunt înlăturați. Teoretic n-au nicio șansă. Practic, cine știe, poate mai scapă câte unul. Nu știu. Poate, nu știu. Doamne ajută. Acum, din păcate, ceea ce se întâmplă pe scena politică e urât. Foarte e urât. Este foarte atât de urât încât ceea ce s-a întâmplat din nou cu Simona a umbrit din... frumusețea, din performanța sportivă, din bucuria noastră, din bucuria... Eram o nație fericită, puteam să fim măcar pentru câteva zile, eu crede-mă, deci a fost, i-am și scris Simonei, de când l-am pierdut pe tatăl meu, a fost prima mea zi fericită. Când, deci am plâns de fericire la meciul ăsta și ca mine au fost milioane, nu, de români și poate nu doar de români, că are admiratori în toată lumea. Acum deci, cu siguranță, da. Deci asta este diferența. Puteam deci, să fim fericiți și să nu murdărim cu nimic victoria asta extraordinară și bucuria ei și a noastră. Da, pentru că un om politic, oricare ar fi el din România, cel mai celebru om politic din România este atât de mic. Deci atât de mic, insignifiant, în comparație cu o performanță uriașă pe care Simona a reușit-o, încât nici măcar nu se vede, e un punct. Pentru că dacă deschide ușa României și calcă acolo în Bulgaria sau în Ucraina sau unde se duce el, nu-l cunoaște nimeni. Pe când pe un sportiv din ăsta... îl idolatrizează deja o lume întreagă. Da, iar în sport, chiar dacă există și în sport derapaje, chiar dacă nici lumea sportului nu mai e, cred că nu, cred că ești de acord cu mine, nu mai e nici la fel de curată păi ca nu mai este odinioara. Pentru că, din nou, am vorbit de greșeala pe care a făcut-o, cine ți-am spus puțin mai devreme, da? În momentul în care spui că politicul trebuie să intervină, nu, politicul trebuie să stea deoparte, pentru că politicul este cel care dezbină. Da, politicul dă telefoane și spune cine candidează acolo la Federația de Tenis. A, candidează aia, păi nu, să nu mai câștige aia, cea ține bunit, să câștige ăla sau să câștige pailaltă sau cine candidează la Federația de Fotbal. Deci despre asta vorbim, adică se dau telefoane, se trimit mesaje și tot așa, intervenții,
Pentru că și în lumea sportului sunt tot oameni și sunt și, da, ca, din și păcate, ca și se lasă politică, manipulați. Sunt și oameni vanitoși. Dar ei se lasă sunt manipulați. Sunt oameni care vor să câștige, nu ca în sport, că în general în sport câștigă cel mai bun, da? Așa cel este, mai da? Bun în ziua aia, cel puțin, da? Nu, făcând excepție cazurile de doping și de astea care se mai întâmplă, nu? Și care, dacă te descoperă, ești terminat ca sportiv, nu? Dar în politică nu câștigă cel mai bun întotdeauna, câștigă cel mai abil, cel mai șmecher, cel mai, știu eu, bogat sau cu nu știu ce conexiuni și așa mai departe. Și atunci, uite că lumea sportului și marii sportivi se lasă cumva murdăriți exact de lumea politicului, în loc să o țină cumva la distanță, să aibă o relație cu ea în măsura în care să poată face niște lucruri împreună, că uneori nu poți, nu? Fără autorități, de exemplu, care la rândul lor sunt oameni politici. Dar să nu se amestece, știi? Amestecul ăsta, stai să le mai spun ascultătorilor noștri, care știu că suntem la RFI și vreau să știe și că invitata mea de astăzi este Ruxandra Dragomir, fostă mare campioană de tenis cu care am vorbit despre Simona. Dacă vreți să auziți emisiunea și ce a spus Ruxandra despre Simona, pe care o cunoaște de mică, vă puteți uita pe pagina de Facebook RFI. Și acum vorbim, încet am ajuns de la sport la politică. Ce să te mai întreb? Ce faci tu acum? Ce faci? Știu că aia mica ta, Diana, e talentată și o ia așa cam pe urmele tale, nu știu cât vrei să o faci sportivă de performanță sau nu, sau cât vrea ea. Ai plecat din politică, presupun că te simți mai bine, nu? Și ce faci? Eu întotdeauna m-am simțit bine, pentru că ori de câte ori am avut un proiect, am pus foarte mult suflet și am fost foarte dedicată și pasionată și foarte serioasă în ceea ce am făcut. Acum, da, mă ocup de copii, de Diana, care joacă tenis, și de Filip, care joacă fotbal, și chiar acum este la Bayern München, este în probe acolo. Dar câți ani are deja, are Filip? Are 16 ani. Ah, da, și da. Așa de vreme poate să... Așa de vreme, la junior, da. Nu? Sau cum? Da, la junior, da. La da. Echipa U17 de la Bayern München. Îl monitorizează de ceva vreme, e a treia oară când merge acolo. Vor avea un antrenor nou, un fost atacant, de câte am înțeles. Tu, nu? Miroslav Klose îl cheamă pe antrenorul lor. Da, fac naveta, soțul meu este acolo cu el, se întorc mâine. Și asta este încercarea lui de a face pasul acesta mare în cariera lui de fotbalist profesionist, și sigur că noi îl susținem. În ceea ce o privește pe Diana, mă ocup personal de ea, eu o antrenez. Dar mai antrenezi și alți copii? Nu, nu mai antrenez alți copii, pentru că nu am timp. Că știu că făceai la un moment dat asta, te ocupai, nu? Sau mă înșel? Am și club de tenis, așa. Dar am avut și o grădiniță, am avut niște grupe acolo, dar nu, timpul meu este destul de limitat și mă ocup doar de Diana, care joacă binișor, sigur, ea este încă mică, are doar 12 ani și se pot întâmpla foarte multe. Cam când, pe la ce vârstă se vede dacă are sau nu stofă de se vede campioană, și acum, o fetiță? Se vede și acum, dar cel mai bine îți poți da seama pe la 14 ani, 15 ani. Și crezi că o să poți să fii obiectivă? Chiar așa, mămică fiind? Avem o relație foarte bună. Ea este, mă ascultă, îi place ce face, nu știu dacă este chiar înnebunită, sigur că visează și ea, ca orice copil, dar și visul ăsta depinde cum îl visezi și cât de mult îți dorești. Deocamdată, ceea ce face și turneele la care participă, joacă destul de bine, câștigă turnee și rămâne de văzut acum, exact. Cât de mult își dorește ea. Eu sunt acolo, da, să o susțin. Da, și cât o ține, cât o ține dorința. Cât, da, exact dorința asta. Da. Cât o ține dorința, cât de mult își dorește, cât de multă pasiune pune și cât de hotărâtă este ea să-și atingă potențialul, pe care nici eu nu-l cunosc, nu-mi dau seama unde ar putea să ajungă, pentru că e foarte mică. E prea devreme să-ți dai seama. Și cum stăm cu tenisul pe ultimele minute? Așa pe scurt spunem, în lumea tenisului, copiilor care fac tenis în România, crezi că pot apărea și alte Simone? Păi, uite, există potențialul ăsta, că totuși stăm prost din punct de vedere material și al condițiilor, da, pentru acești lucru. Copii.
Să ne întoarcem cu ceva timp în urmă, când Virginia Ruzici a câștigat în 1978. Acum 40 de ani, da. Da, exact, acum 40 de ani. Deci chiar și asta ar putea fi o sărbătoare. Deci noi am menționat-o pe Virginia Ruzici. Ha, și merită, sigur. Dar foarte puțin. Deci ar fi putut să se facă o legătură și o conexiune, dacă vrei, între cele două, absolut superb. Specialitatea noastră a românilor, deci, acum. Exact 40 de ani. Deci un an înainte, în 1977, Florența Mihai, regretata Florența Mihai, care mie mi-a fost mentor. Mama, și a doua ta mamă. A doua mea mamă, care pe mine m-a ajutat enorm. Dacă nu era Florența, eu probabil că nu aș fi jucat niciodată tenis, sau cel puțin nu la un nivel atât de înalt, unde am reușit să ajung între primele 15 jucătoare din lume. Și eu am jucat la Roland Garros și toate turnele. Da. Nu este să puțin, dar în comparație, 15 din lume, în comparație cu realizările Simonei, pare puțin, dar pot să garantez că nu e puțin, chiar este foarte greu să ajung și acolo unde am fost eu. Am văzut un meci al tău cu Martina Hingis pe YouTube, m-am uitat și cum ai pierdut așa la limită. Da, deci da, eu am fost o jucătoare bună. Și era numărul 1 atunci, Hingis. Da. Am vorbit de Virginia și despre Florența și să vorbim și de generația noastră, Irina și Irina Spârlea, Ruxandra Dragomir și Cătălina Crista, care am fost o generație foarte bună și iată acum avem această generație de excepție care a crescut cumva sub ochii mei. Eu am fost capitanul nejucător al echipei în 2006 și eu am nominalizat-o pentru prima oară pe Simona. Am văzut atunci că îi spuneai Micuțu, că Micuțu, ai scris pe Facebook, da. Așa spuneai tu, Micuțu. Micuțu îi spuneam și am nominalizat-o în echipă și mă bucur că am făcut lucrul acesta. La fel și pe Irina Begu și pe Raluca Olaru și Sorana Cârstea și Monica Niculescu, le cunosc pe toate foarte bine și au fost și sunt în continuare o generație de excepție. Cu mult potențial. Cu mult potențial. Am avut la un moment dat 7 jucătoare în prima sută. Iată că acum avem 6 jucătoare în primele 50 din lume, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci Simona poate nu va fi așa un fenomen izolat. Poate că vor veni și altele, fie din generația ei, fie din generațiile următoare. Cu siguranță vor veni. Chiar dacă nu sunt condițiile pe care, și chiar dacă toate meritele Simonei, multă lume spune și așa este, sunt ale ei, ale familiei și echipei lui, nu ale acestei țări. Adică noi datorăm ei foarte mult și nu ea României, deși a spus foarte frumos și e normal să spună că e mândră că e româncă. De final te întreb, în virtutea prieteniei tale cu Elena Udrea, ți-e frică să mai vorbești cu ea? Nu. Absolut. De ce să-mi fie frică? Eu am spus, eu sunt un om care nu are nimic de ascuns. Adică, tocmai de aceea am fost... Deci continui să comunici cu ea, chiar dacă știi că e normal să fie monitorizată și așa. Nu te crispează asta? Nu mă crispează, nu am niciun fel de teamă. Comunic cu mama ei, care a rămas singură aici și e absolut normal să comunice și ea cu cineva în care are încredere și nu... Da. Nu văd de ce. Nu este o criminală. Nu este singura care. Bine, și criminalii pot avea prieteni. Și criminalii da, merită absolut, a doua șansă. Dar nu cred că trebuie văzută ca și când ar trebui să stea acum izolată, să nu mai vorbească cu nimeni. Da. Mie îmi place că ai curajul de, nu numai de a face asta în continuare, de a și spune răspicat că e normal să susții prietenii, oricâte probleme ar avea și oricât ar fi de dezavoați așa de o mare parte dintre noi. Prietenia, solidaritatea și a fi la greu alături de cineva sunt valori morale pe cale de dispariție. Și cred că tu nu doar că ai materialul ăsta uman, dar cred că și sportul îi formează altfel pe oameni și faptul că ai făcut sport te-a ajutat să fii mai dârză și să ai mai mult curaj și tenacitate și fair play. Tatăl meu era obsedat de fair play și eu încerc să duc ștafeta asta mai departe. Din păcate nu am vorbit despre domnul Țopescu. N-aș vrea să vorbesc în emisiunile mele. Aș vrea despre... eu, dar nu știu dacă mai avem timp. Deci, o frază, că trebuie să încheiem foarte scurtă. A văzut zeci de meciuri de ale mele la Roland Garros, a stat acolo, a scris,
ne-a susținut pe toți și ne-a fost ca un părinte, tuturor, nu doar nouă jucătorilor de tenis, tuturor sportivilor, toți, dacă îi auzi pe toți cum vorbesc, sigur, da, ți se face pielea de găină. Mulțumesc, Roxana, sper că rămâne cu noi de acolo de unde e. Mulțumesc. Cu siguranță. Și ne mai vedem, ne mai auzim cu bine. Vă spun și Ioru și Roxandra, vă urăm o sâmbătă și o duminică frumoasă. Ne reauzim sâmbăta viitoare la ora 11:10 aici la RFI. Mulțumesc!